Unul dintre locurile cele mai frecventate de târgovișteni în perioada interbelică era cinematograful Victoria. Acesta se număra printre cele mai vechi din țară și funcționa într-un loc foarte populat de locuitorii orașului. Săptămânal, aici erau prezentate filme ale mai multor case de producție din Paris, iar nume mari ale istoriei țării noastre călcau pragul cinematografului de pe centrul vechi al municipiului. Atunci când a fost conceput, el a avut inițial valențe financiare, pentru că inițiatorul construirii și dării în folosință ca cinematograf a fost un Berar, un investitor care avea alături și o grădină de vară și unde mușterii de pe vremea lui Caragiale, că vorbim despre 1911, veneau și se uitau la comedii. Da? Erau micile spectacole pe care le produceau artiștii mai de duzină, dar și nu numai, da? Care animau berăriile și grădinile pe timp de vară. Acest berar a avut și-a depășit timpul prin gândirea lui managerială, gândindu-se că odată cu invenția cinematografului de către frații Lumière la sfârșitul secolului al XIX-lea, da? Și aflând el că imaginile alea luminate și mișcate ar putea produce niște bani și pentru el, a făcut această incintă în care, culmea, veneau câte două filme pe săptămână de la Paris. E incredibil pentru un oraș atât de mic, dar atât de cochet pe vremea aceea, unde oamenii aveau o altă stare decât o avem noi astăzi. Și atunci când veneau să se distreze, chiar știau să aibă o stare pozitivă, așa cu toate racilele vremii. Cinematograful Victoria a continuat să funcționeze și după perioada regimului, însă prestigiul pe care l-avea la început se pierduse odată cu trecerea anilor. În prezent, în fosta clădire a cinematografului, funcționează restaurantul Universității Valahia din Târgoviște. Actualul sediu a suferit mai multe modificări, însă păstrează decorația tavanului cu motive vegetale realizată în stil baroc. În această primăvară, ambianța de altădată va putea fi redescoperită de târgovișteni în același loc unde erau prezentate în trecut unele dintre cele mai renumite capodopere ale cinematografiei. Această idee se încadrează foarte bine în ideea de a restitui centrului vechi farmecul de altă dată. Centrul vechi care era într-adevăr zona ce reunea locuitorii orașului atât în activitățile lor sociale cât și în cele cu profil cultural. Și intenția pe care noi o avem este aceea de a, în timp foarte scurt, este aceea de a relua această proiecție de filme. Ne gândim la o periodicitate probabil de o săptămână, deci în fiecare săptămână, într-o seară care va fi cunoscută cu mult timp înainte, vor fi proiectate filme, multe dintre ele vor fi filme de epocă și în acest sens am luat legătura și cu misiunile diplomatice ale unor țări la București care ne vor ajuta, ne vor sprijini să obținem dreptul de a difuza aceste filme și chiar de a le identifica în cinematografia lor, sau vor fi filme românești, unele dintre acestea printre primele creații cinematografice de pe teritoriul țării, care vor fi proiectate aici.